Încurcate tare sunt căile dragostei și la fel este și cazul Cristinei Ih și a lui Piți Junior, care s-au împăcat. Iar noi avem dovada. Au dat uitării motivul despărțirii lor și acum sunt mai fericiți ca niciodată. De ce să existe amintiri când poate exista o împăcare? De ce să vorbim despre o iubire trecută când putem să vorbim despre o dragoste reaprinsă? Cam așa au gândit-o Alex Pițurcă și Cristina Ich, care ne-au dat marea veste. S-au împăcat și au lăsat totul în urmă. Ce foc ai pus în inima mea, că n-am simțit niciodată așa. Un foc atât de mare și au pus unul altuia la inimioară, încât n-au rezistat prea mult timp separați. Și parcă puțin, și pentru a închide gura tuturor răutăcioșilor care nu le mai acordau nici măcar o șansă. Cristina Ich și Alex Pițurcă au postat dovada împăcărilor chiar pe conturile de Instagram. Angelina Jolie de România și Piți Junior apar în imagini care nu prea mai au nevoie de niciun cuvânt. Cei doi s-au fotografiat în timp ce se sărută cu patos și, astfel, au demonstrat că sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Iubești? Da. Nu se vede? Ba da, radiez. Da, mulțumesc, mulțumesc, da. Sper să iubesc în fiecare zi din ce în ce mai mult. Să nu exagerăm, pentru că nu întotdeauna a fost o dragoste atât de mare, adică a fost la început, însă mai apoi au intervenit și problemele. Ca să readucem aminte de momentul în care Cristina Ich a fost surprinsă în vizită la fostul în miez de noapte și, astfel, dragostea dintre ea și Alex Pițurcă s-ar fi dus pe apa sâmbetei. Poate o ai iertat-o sau poate o ierți? Păi, de ce să o iert? Ce să iert? Acolo s-a insinuat că a fost mai mult de un sărut. Au urcat în bloc, au coborât. Da. Nu vreau să spun nimic legat de acel articol apărut. Mai ești cu ea sau nu mai ești cu ea acum? Păi cum să fiu cu ea din moment ce ea era cu fostul? Ce a fost? A fost. Spunem asta pentru că Alex Pițurcă ne dă de înțeles că a iertat-o pe Cristina Ich. Căci, pe lângă postările cu pupicul, în urmă cu doar câteva zile, cei doi au postat alte imagini extrem de interesante, dar și declarații care mai siropoase.